Elevele lui Gheorghe Tadic au condus ostilitățile încă din primele minute ale partidei și s-au aflat la cârma jocului timp de 10 minute. Treptat bucureștenii au început să intre în joc și au preluat conducerea pe tabelă, având avantaj de 2 goluri, scor 5 la 3 minutul 12, respectiv 6 la 4 în minutul 14. Sălăjenicile și-au revenit însă destul de repede și chiar dacă au ratat doar un căr de la 7 metri prin Loredana Pera și Roxana Rob, au mers la cabine având avantaj de 4 goluri, scor 13 la 9. În repriza secundă, Handball Club Zalu a controlat ostilitățile în teren și a reușit să se mențină în permanență la avantaj. Pe final de meci, bucureștenicele au mai avut o zvâcnire și după ce toată repriza a doua au fost conduse la 4-5 goluri, în minutul 56 s-au apropiat la numai două lungimi, scor 22 la 20. Finalul partidei a aparținut echipei gazdă, care s-a desprins din nou la 4 goluri cu 2 minute înaintea gongului de final, 24 la 20, pentru ca în final să câștige partida cu 25 la 22. Așa cum anticipasem, al treilea meci, după niște deplasări lungi, jucat cu aproximativ aceleași jucătoare. S-a văzut starea de oboseală a echipei. E și starea de oboseală a subsemnatului de armite a lor, care fac un efort extraordinar în teren. Sunt mulțumit că am obținut victoria la 3 goluri, chiar dacă nu sunt mulțumit de calitatea jocului, întrucât după cum ați văzut și dumneavoastră, 11 ratări, 12 ratări de la 6 metri, situații de 1 la 1, superiorități numerice în care n-am dat și am luat goluri sunt nepermise. Deci circumstanțele le găsesc aici în situația de starea de oboseală a lor. Chiar dacă nu a contestat victoria echipei gazdă, Vasile Mărgulescu, antrenorul echipei din capital, a contestat la finalul partidei arbitrajul. Da, e normal să fie un meci disputat, însă nu chiar atât de disputat cât mă așteptam. Părerea mea este că arbitrii a defavorizat jalnic ambele echipe, fără discuție treaba asta. Nu pot să spun că am pierdut din cauza arbitrajului, cum nu pot să spună nici el că a câștigat din cauza arbitrajului. Însă ceea ce face Federația Română de Handbal prin prestarea, prin... Nu, prin delegările respective, cred că nu se joacă cu nervi și cu sănătatea noastră. Eu am o anumită experiență, Tadice, nu poți să te joci. Nu contest rezultatul. Cu asta am spus totul. Dar nu maniera, felul în care a arbitrat, nu că a scos din sărită, a fost arbitraj. Jalnic. Nu știu, dacă n-aș cunoaște situația reală care, aș considera că oamenii ăștia au fost... montat să facă așa ceva. Eu știu că ăsta Tadici nu umblă cu așa ceva, dar după cum s-au comportat, ca și pe final, n-am înțeles, deci a dat o eliminare de la Zalău. Absolut degeaba! Partea proastă că problemele handbalului românesc nu sunt la nivel de antrenori, la nivel de jucătoare. Problemele handbalului românesc, din punctul meu de vedere, este la nivel de arbitraj a unor arbitri. Iar acești doi arbitri sunt absolut, nu merită să fie delegați în niciun fel de partidă de handbal. În urma victoriei obținute, HC Zalău a urcat pe locul 5 în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handbal și este la numai un punct în spatele echipei de pe locul 4, nimeni alta decât vicecampioana din sezonul precedent, Universitatea Jolidon Cluj.